Salutare tuturor și bine ați venit, numele meu este Cosma și astăzi o să vă arăt cum să construiți un balon medieval cu aer cald. În primul rând o să aveți nevoie de o înălțime corespunzătoare față de sol și un bloc de pe care să porniți construcția. O să folosim prima oară sprus sud și o să facem exact în formă de steluță, o platformă. Apoi o să luăm sprutul stairs și o să punem în fiecare direcție. Exact așa. O să continuăm punând sprutul planks în fiecare colț. Și o să mai ridicăm încă un cerculeț exact la fel, numai cu o pătrățică în afară. Exact așa. Împrejur. Iar pentru design o să folosim sprutul stairs și o să punem exact la fel peste tot în jur. Exact așa. Și pentru margine la fel, o să punem două scări, una aici, una aici, una aici, aici și aici. Dincolo. Apoi o să luăm sprutul planks și o să punem exact pe margine una aici și una aici și în toate părțile la fel. Exact așa. O să luăm sprutul slab și o să punem exact unul aici și unul deasupra. Aici și deasupra. Aici și deasupra. Aici și deasupra. Hop. Așa. Exact așa și să nu uităm aici între ele câte unul. Bun, cam așa o să arate locul unde să stea pasagerul, să zic. Apoi o să luăm cobblestone wall și o să ridicăm câte una la fiecare aici. Exact așa în fiecare parte. O să luăm white wall și o să ridicăm 5 pătrățele, nu, 6 pătrățele de aici până sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și o să le spargem pe restul. De aici o să facem o mică platformă de 3x3. Exact așa. Și o să ne ridicăm în sus exact după următoarele. Deci o să punem 2. Exact așa. Și apoi încă 2. Apoi una de 3. Așa. Să nu greșiți, aveți grijă. Și apoi una de 5. 2, 3, 4, 5. Exact așa. Și acum o să luăm invers, exact la fel. Deci o să vină 3. Apoi 2. Încă 2. Ups. Și apoi una de o pătrățică. Exact așa. La formă de 3x3. Și una în vârf. Momentan. Și o să facem exact același pas peste tot. Deci exact la fel. 2. 2. 3. Apoi una de 5. 2, 3, 4, 5. O să luăm și invers. Una de 3. Până se unesc. 2. 2. Exact așa. Și în celelalte părți. Prima dată o să facem modelul și apoi o să-l detaliem. Două și
Și am mai rămas încă o singură parte. Două. Deci două, două, trei. Și una de cinci. Bun. Iar acum, aici o să le lipim exact în felul ăsta. O să punem o pătrățică acolo și una aici și o să le lipim. O să vină așa. 2, 2, 2. Și la fel până sus. 3. De 5. 5. Și acum invers. Până se unește. Așa. Ridicăm până sus. Perfect. Două părți. Cred că aceasta e cea mai greuță parte, fiindcă sunt multe blocuri de pus. Așa. Dar odată ce ați prins modelul, restul vine de la sine. Ok, și acum am reușit să terminăm balonul. O să luăm Nether Brick Fence și o să ridicăm în sus până se lipesc. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Și tot așa peste tot. Să alegeți orice gard, eu îl aleg pe acesta fiindcă mi se pare mult mai frumos. Exact așa. Și acum, ca să detaliem puțin balonul, o să luăm o să găsim aici exact mijlocul și o să punem un sprusud și în jurul lui o să facem un fel de cruce, să zic. Exact așa. Așa. Sau nu cruce, un fel de stea, să zic, ceva gen. Exact așa. Și o să luăm sprusul și o să încercuim exact tot balonul până în partea cealaltă. Exact așa, pac, pac. Aici o să construim altul. Aici puteți să mai scoateți încă una în afară, fiindcă o să mai adăugăm alte detalii. Bun, să continuăm în jur. 2. Facem aceeași chestie peste tot. Așa. Să nu uitați vreuna, fiindcă o să arate mai urât. Uite exact aici, așa. Așa, acum că le-am lipit, cam așa o să arate.
Și o să continuăm modelul, exact de la mijloc, o să continuăm modelul. Deci două sus, un sprusul stairs, una sus, sprusul stairs și tot așa, până ajungem în vârf. Exact așa. Ops, aici așa. Așa, așa. Și în fiecare parte o să facem la fel, exact și jos. Deci acesta este tot modelul care trebuie să-l faceți. Așa. Ups. Așa, și așa. Bun. Deci cam așa o să arate sus, partea de sus. Și acum o să o terminăm și pe aia de jos. Exact la fel, două scară, una. Așa. Așa, și așa. Și în toate părțile la fel. Ops, așa. Cub, scară. Set așa. Ups. Tot. Una. Ok, deci modelul l-am terminat din scânduri și acum să dăm puțin detaliu cu niște trapdoors, să punem în formă de stea toate cele patru părți. Așa. Iar în mijloc aici puteți să adăugați un buton de lemn. Fix în mijloc. Ups. Oh shit, s-au deschis. Așa. Și o să adăugăm și sus niște trapdoor. Cam așa. Nu e neapărat, dacă vreți puteți să lăsați și simplu. Ok, și acum mai avem de adăugat un singur lucru. Să adăugăm un wall legat de un furnal. Ca și cum de acolo se încălzește, adică o să bage aer în balon și îl ține la înălțime. Deci cam atât o să fie și cu tutorialul acesta. Eu sper că v-a plăcut, numele meu este Cosma și vă aștept data viitoare. Pa, pa!